deși Dani anunțase deja cu alege pe Denisa pentru cunoaștere, deci, cu Denisa, se pare că acesta rămăsese totuși cu gândul la Diana. Păi dacă tu ai avut conexiune, asta la prima vedere care zici tu, de ce n-ai rămas cu Diana? Asta e o întrebare bună. Păi asta înseamnă conexiune, de ce n-ai rămas cu Diana? Dacă ai simțit, când te uiți în ochii ei, simți ceva în stomac. Da. Dar nu înțeleg cum inima o lage pe Denisa când el se uită în ochii lui Diana și are gol în stomac. Păi golul în stomac vine de la inimă. Și înainte de emisia de ieri, se pare că Dani lua o altă decizie. Nu, mai bine opresc cunoașterea și... Ți-am zis de ieri. Opresc cunoașterea și gata că nu... Deciziile nu le iei așa, în viață. Păi n-aș fi luat decizia în live atunci. Mai ales mai zăpăcit pe mine, mai căpiat, mai amețit. Nu mai pot eu. Și fetele, și tu, și te, de fapt tu. Am luat o rază, nu mai pot. Păi, dar ce s-a întâmplat? Păi nu vezi că nu se bat cap în cap ce simt, cu ce gândesc și cu ce spun? Stau și-mi tremură mâinile, mă frec cu mâini, nu mai înțeleg nimic. Ai clacat? Da. Că ce-a fost la Diana, ți-am spus. A fost din plin. Ți se pare că te potrivești cu ea? Am impresia. Degeaba sunt atașat și am găsit plăcere în partea cealaltă când asta vine în altă parte. N-ai rost s-o mint pe Denise. Dacă nu poți și nu poți, mai bine rămâi singur. Cât vai de doi, mai bine vai de unul. Iar în direct ieri și-a anunțat și oficial decizia. Ești îndrăgostit. Vrei să te muți de pe canapea în altă parte, pe altă canapea? Cel mai bine e să oprim cunoașterea și să stăm liniștiți, să ne adunăm gândurile. După emisie, doamna Loredana nu părea deloc mulțumită de întreaga desfășurare a evenimentelor. Ai pierdut pe barba ta. Ce-am pierdut? Tot. Nu trebuia să te bagi în nimic. Nu mă scuz niciodată. Ok. În același timp, Denisa și Diana aveau prima lor discuție de când a început această poveste. Tu ai înțeles ce am spus eu? În momentul în care i-am spus lui că nu s-a gândit o secundă că aceleași lucruri le-a făcut și cu mine? Nu. Și la noi la fel. La întoarcere, când s-au închis camerele, m-am așezat în spate lângă el și aceleași chestii le-a făcut. Ne țineam de mână, ne îmbrățișam când camerele s-au oprit, știi? Și acum, dar la petrecere sau ceva, încep iar și ostile dintre una și alta. Iar vorbești imposibilități cu dacă și parcă. Vorbesc ce-mi trece prin cap că am dreptul, că și așa am mai făcut de cu capul. Nu ai făcut prima dată cu capul. Știm amândoi. Da, măi, mamă, dar dacă pornești pe un drum, rămâi pe drum. Dacă nu mă simt bine, stau pe drumul ăla că așa am început? Nu, frate. Nu știu, chiar nu înțeleg. De-aia, eu am vrut doar să iau o decizie și să fie sincer cu el. Și după când vede conversațiile cu noi? Eram derutată, știi? Pentru că nu... Eu simțeam că se îndrepta spre mine. Prin ce ai simțit că ți-a transmis chestii? Cum mă privește, cum gen mă privea, vorbea cu mine, mă ținea de mână, dar nu vreau să ajungem la momentul în care să fim amândouă în situația în care să avem sentimente față de el și atunci una să sufere dintre noi. Dacă am simțit o altă atracție în altă parte? Eu te cred. Da, atracțiile tale. Și nici până nu fac niciun pas către nimeni. Și acum mai vrei să-l cunoști? La momentul de față, eu nu știu ce se petrece. Dar ce ai simțit când ai auzit că el a fost dragoste la prima vedere? Am șocată. Tu îți dai seama că eu nici n-am realizat? Dacă, cum am ales cu inima, de aici a fost dragoste la prima vedere. Ce înseamnă? Dar îți dai seama să legi astea? Să fix momentele astea, dragoste la prima vedere și acolo. Dacă ar fi să aleg cu inima, o aleg pe Denisa. Ce a fost, a fost. Și n-o să o fi. Nu mai e nimic. Te fini, gata. La cine? La tot. Trio, ce trio? Nu mai e niciun trio, gata. De. Menaj de-a tro. Gata, ai văzut? Diana a zis că nu mai a terminat așa cu cunoașterea. Denise a zis că oprim cunoașterea. Gata. E liniște. Telenovela de aia mexicană. E aiurea, când sunt situații din astea așa, e aiurea. E foarte aiurea. Dar... Mi-ar place să am o conversație cu el. Adică cred că merit și eu o explicație din tot ce s-a întâmplat. Dar cred că undeva în sinea lui el știe ceva. O știu ce-a vrut, numai... Dar dacă știa sigur că era ea, nu se mai întâmpla toate astea, mă înțelegi? Cu mulți vorbesc despre chestia asta cu dragostea la prima vedere și mulți nu știu despre ce e vorba. Te-ai simțit asta cu tata? Când l-ai văzut? Da.
n-a fost chestia deschide gura și ce îmi promite. Nu, că nu deschidea gura, nu vorbea. Nu vorbea, dar ai simțit, bă, ai simțit când te uiteai în ochiul lui ceva? Mm. Asta zic. Ți-a prezentat tata vreo garanție? Nu. Ai simțit chestia aia la început cu el? Eu simt că ceva nu e în regulă. Și știi și tu semnele mele de întrebare referitor da, la petrecere. Da, clar. Dar ți-am spus, prefer dacă e să nu fie ce am simțit, prefer să mă duc așa, măcar știu că am făcut cum am simțit. Că ai văzut și Diana a zis că a simțit lucrurile pe care le-am spus că sunt reale. Și tu ce vrei să faci în legătură cu Dan? Eu n-am ce face. Adică dacă el ar vrea să se apropie de tine, tu ce-i faci? Eu aș vrea să am o conversație cu el, să-mi explice un pic, să înțeleg și eu ce s-a întâmplat. Dar eu nu pot să vorbesc mai mult de atât. Tu știi ce caracter ai tu, vulcanic, temperamental, și vezi ce caracter este asta, sunteți diametral opuși. Cum o să funcționeze rău? Da, dar pe primul feeling, când am intrat acasă, te-a întrebat ce fată, că te-a întrebat doamna Sima ce fată, da, așa da, ai spus da, că o fată caracterul Diana. Da, eu în ideea că și tu te poți schimba, adică să nu mai fii la fel de, dar văd că tu ești la fel. Păi da, dar uite, Denise, e caracterul tău, dar noi ne înțelegem că... Așa a fost să fie noi doi, eu cu tine. Că tu ești mama. Okay. Că tu ești mama. Dar eu am vrut să te dau spre adopție. Știu. Dar nu te-a vrut nimeni. L-ai caracterul Denisei. Și știi bine că de-a lungul vieții nu ne-am înțeles. Că noi ne-am iubit, dar nu ne-am înțeles. Totuși, fără foc, nu iese fum. A fost decât așa o scânteie, nu o placă. Eu am simțit. De 6 ani de zile n-am mai simțit așa ceva. Wow! Asta a dat declarație. Tu de 6 ani de zile n-ai mai simțit asta. Păi mă, și ce mai pierzi vremea? Dacă știam să gestionez situația, poate ar fi fost altfel, dar deja m-am încurcat prea mult în vorbe și n-am știut să fiu matur în discuție și am spart toate oarele. Păi în sfârșit vorbești, în sfârșit exteriorizezi, în sfârșit spui ce simți. Acum e liniște. Fiți atenți, mi-a plăcut foarte tare discuția pe care ați avut-o. Doamna Loredana cu Dani, a fost o discuție de genul acela care... ca revelație, într-adevăr. Psihologii spun că băieții tind să-și aleagă o soție după tipologia mamei, fetele la fel după tipologia tatălui, cumva pentru că merg pe un loc comun. Dar el a identificat foarte bine o chestie cât se poate de reală, că dragostea dintre părinte și copil, evident, este una necondiționată. Dar e foarte posibil să nu se înțeleagă, energetic să nu fie compatibil, ceea ce el a identificat foarte bine. A reușit într-un final să-și dea seama de ce a ajuns în situația asta. Și poate că, da, cumva a gândit-o foarte corect. De ce mi-aș alege eu o potențială soție ca mama, cu care știu că o iubesc, dar ce să vezi? Ne înțelegem, când poate că pe temperamentul meu, cum spuneți dumneavoastră că el este vulcanic, mi-ar trebui ceva care să echilibreze treaba asta. De fapt, inima e aici și mintea era acolo. Mintea era ce sugera mama, nu vă supărați pe mine, dar poate o făceați așa, poate fără să vă dați seama. Hmm? A zis bine, Roberto. Te simți mai liniștit așa că ai rostit cu subiect și predicat ce simți, ce gândești? Da. Ce spui, Diana? N-am mai simțit treaba asta de 6 ani. Nu știu ce. Ai avut discuția aia cu el pe care o aștepți? Nu. Nu încă. Poate că n-a putut să o facă până nu a verbalizat treaba asta. Adică cumva și-a recunoscut el lui, deși a spus-o de 2 ori că s-a îndrăgostit la prima vedere și că n-a mai simțit treaba asta de 6 ani, a fost o situație dificilă pentru toată lumea. Foarte. Eu i-am dat timp, am stat un pic la o parte, am analizat, dar am zis aș vrea să am o conversație cu el. Să... Vine, vine, îl simt, uite, pregătește motorul. Denisa, tu cum vezi toată povestea asta? Ți-e clar un pic? Da, mi-e clar, mai ales după ce am auzit acum conversația cu el.
Știi, nu e vina nimănui. Astea sunt niște lucruri... Dar n-am gândit în niciun moment că ar fi vina cuiva. Sunt convinsă că te-ai îndrăgostit cel puțin o dată în viața asta. Nu. A zis că nu. Nu la prima vedere, da. Eu am fost îndrăgostită clar, am avut relații. Da, la prima vedere, da. Mă rog, la prima vedere, la a treia... Adică știi în momentul în care ești îndrăgostit că... N-ai ce să faci, orice ai, da. Chiar dacă ai vrea altceva. Da, asta e clar. Da, e clar. Așteptăm discuția. Cu interes.